liniște. Îl ridicam, m-am ridicat. La data de 11 mai anul curent, în jurul orei 13:55, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța, secția 5 Poliție, au fost sesizați prin sunau 112 de directorul școlii generale numărul 33 Angel Salini Constanța, cu privire la faptul că un minor de 7 ani, elev al școlii respective, ar fi introdus în incinta unității de învățământ o armă. Patrula mixtă deplasată la fața locului, formată din polițist și jandarm din cadrul grupării de jandarmi mobile Tomis Constanța, a constatat că la data de 10 mai anul curent, în jurul orei 17, minorul ar fi introdus în unitatea de învățământ o armă cu lunetă de tip airsoft, neletală și nesupusă autorizării, aceasta fiind ridicată de un cadru didactic. În cauză, cercetările sunt continuate de Serviciul Arme Exploziv și Substanțe Periculoase, fiind întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului. Totodată se fac verificări sub aspectul comiterii unor fapte de natură contravențională prevăzute de legea 295/2004. Vă mulțumim! Gata!